5 blocuri din cartierul George Enescu al municipiului Suceava, situate pe porțiunea dintre Nordic și Curcubeul, au rămas fără apă potabilă. ACET a asistat alimentarea în după-amiaza zilei de duminică 19 noiembrie, după ce specialiștii au observat că se înregistrează pierderi de apă. Problema a apărut duminică, în data de 19, cam începând cu ora 17. O parte din cartierul George Enescu a rămas fără apă sau au fost blocuri la care a existat apă cu presiune scăzută. Începând de luni dimineață, echipele noastre au fost pe teren în zona respectivă și au început să facă demersurile pentru identificarea zonei unde s-a produs avaria. De-abia astăzi dimineață, de fapt azi noapte, am identificat foarte exact zona și chiar am găsit avaria produsă în zona intersecției Zorilor cu George Enescu. Reprezentantul ACET susține că identificarea locului avariei a fost o mare provocare, întrucât apa care se pierdea nu ieșea la suprafață, ci rămânea într-un bazin colector. De aia nici n-am reușit să o găsim așa de repede, pentru că acolo unde am săpat era uscat, apa se ducea în colector. Se duce în colector. Ca să am reușit să identificăm, după ce am descoperit niște cămine de canalizare, unul acoperit cu pavele în trotuar și unul acoperit cu asfalt în carosal. În momentul în care am găsit aceste două cămine, am și identificat zona unde e crăpată conducta. Câte gropi ați săpat până acum ca să identificați avaria singură, aceasta? Una singură. Câte gropi am săpat? Trei. Pe ce străzi? Datorită vibrațiilor produse în urma scurgerii de apă din așa, le-am simțit la distanțe destul de mari. Două au fost săpate pe alea Lalelor și una la intersecții cu Zorilor cu Bulevardul George Enescu. Dispecerul șef Cristian Socaciu a mai spus că lucrează de 15 ani la ACET, însă cu o asemenea situație nu s-a mai întâlnit și că muncitorii vor părăsi șantierul doar după remedierea avariei. Există posibilitatea ca apa să revină la robinetele sucevenilor în seara zilei de miercuri 22 noiembrie.